Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la ora expertizei. Calificat de mulți experți drept un candidat al puterii, Igor Dodon și-a construit discursul electoral în jurul ideii de luptă împotriva oligarhiei. O scurtă analiză a mesajelor și a acțiunilor candidatului PSRM pentru funcția de președinte scoate la iveală o serie de contradicții. Deși se declară un luptător convins împotriva regimului de la guvernare, mai multe investigații jurnalistice demonstrează existența unei relații mai vechi între Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc. Numele lui Igor Dodon a apărut alături de cel al lui Vladimir Plahotniuc încă în anul 2014, atunci când presa a intrat în posesia contractului de vânzare-cumpărare a hotelului Codru, edificiu vândut la un preț de nimic, spun specialiștii. Tranzacția ar fi avut loc în anii 2008, atunci când liderul PSRM era ministru al economiei. Ulterior, Curtea de Conturi a stabilit că, drept rezultat, statul a fost prejudiciat cu peste 160 de milioane de lei. În afară de privatizări, presa a scris și despre schemele prin care Igor Dodon, din postura de ministru al economiei, l-ar fi favorizat pe Vladimir Plahotniuc în ceea ce privește afacerile sale cu pește, carne, la exportul de vin și metal. În activitatea sa politică, Igor Dodon s-a arătat deseori un aliat tacit al prim-vicepreședintelui PD. O situație de acest fel a avut loc în toamna anului 2012, atunci când fracțiunea socialiștilor a refuzat să susțină inițiativa de demitere a lui Vladimir Plahotniuc din funcția de prim-vicepreședinte al Parlamentului. Este un act de populism. De aceea socialiștii nu participă într acest fapt. În primăvara anului 2012, Igor Dodon a votat pentru alegerea lui Nicolae Timof din calitate de președinte. Asta deși câteva luni mai devreme susținea contrariul. Candidatura Alianței pentru Integrare Europeană. Grupul socialiștilor spune categoric nu și va fi consecvent în aceasta. Mai mulți foști colegi de partid au declarat atunci că, în schimbul votului, Igor Dodon ar fi încasat de la Vladimir Plahotniuc 3 milioane de euro, acuzații respinse de liderul socialist. Tot cu votul socialiștilor au fost promovate mai multe inițiative ale partidelor de la guvernare. Printre acestea este trecerea CNA din subordinea guvernului în cea a Parlamentului, dar și demisia guvernelor Streleț și Filat. Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc nu au răspuns la telefon pentru mai multe comentarii. Discutăm în această seară cu invitații mei domnul Oazu Nantoi, analist politic, și Dumitru Alaiba, activist civic. Bună seara și bine v-am găsit. Bună seara. În opinia dumneavoastră, Igor Dodon, relația sa cu guvernarea, relația sa cu Vladimir Plahotniuc, rolul său de opoziție, ce înseamnă de fapt? Cine este Igor Dodon și, dacă e să formulăm pentru o întrebare simplă, cine este Igor Dodon pentru dumneavoastră și pentru Republica Moldova și în aceste alegeri? În opinia mea personală, dacă urmărim CV-ul domnului Dodon, domnul Dodon, ca și domnul Plahotniuc, este un produs al sistemului politic care a fost creat de Vladimir Voronin după venirea lui la putere în 2001, în special după 2005. Prin urmare, dacă domnul Dodon declară că el luptă cu oligarhii, este absolut neconvingător, dat fiind faptul că mai multe, dacă monitorizez ce s-a întâmplat pe timpuri, screază impresia că domnul Dodon și Zenina Greceanu au făcut parte din acel sistem când ei au contribuit la consolidarea și fenomenului Plahotniuc, executând indicațiile lui Vladimir Voronin. Pe urmă, domnul Plahotniuc a ieșit de sub controlul politic al lui Voronin, și-a procurat partidul politic, Partidul Democrat, și acum domnul Dodon este aceeași unealtă docilă a domnului Plahotniuc, dar ca și domnul Marian Lupu, deci nimic nou. Orice n-ar fi spune el despre lupta cu oligarhii. Deci este penibil și amuzant când te uiți la declarațiile acestea despre, privind lupta cu oligarhii, dar domnul Ion Ceban sau Ivan Ceban, nu știu cum se spune corect, împreună cu domnul Bogdan Țirdea, atacă foarte primitiv, foarte agresiv și cu vehemență pe doamna Maia Sandu. De ce nu o atacați pe domnul Lupu? Dacă voi luptați cu oligarhii, voi o atacați pe doamna Maia Sandu, deoarece Maia Sandu este singurul concurent de care vă temeți, de care se teme domnul Igor Dodon și singurul concurent electoral nedorit de domnul Plahotniuc. Asta este toată povestea. Igor Dodon se teme de Maia Sandu sau, să înțelegem, Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc se teme de Maia Sandu? Da, eu nu cred că noi trebuie să nuanțăm atât de mult, pentru că, după mine, Igor Dodon e nume egal cu Plahotniuc.
pentru că noi avem, practic, toate candidaturile astea de carton cam s-au expirat, pentru că nu este unicul candidat mai ascuns al aceleiași guvernări, dar este cum știți, noi, cum noi avem o ultimă șansă, așa cum spunem, așa și Plahotniuc probabil are ultima șansă, care se numește Igor Dodon. Este suficient să vedem cu ce s-a ocupat Dodon în Ministerul Economiei, pentru că acolo, în timp ce ministrul Dodon era în funcție, practic scheme erau lansate odată la câteva luni, o nouă schemă, o nouă combinație, o nouă privatizare și așa mai departe. Deci tot asta este scris, tot asta este informație publică. Ceea ce vedem noi este doar la suprafață. Ca să-l completez pe domnul Aiton, domnul Nantoi, și din partea cealaltă e la fel. Pentru că la fel cum presa și liderii de opinie a lui Igor Dodon o atacă pe Maia Sandu, la fel noi vedem din partea holdingului media lui Plahotniuc o totală neagresiune față de Igor Dodon. Lupul iese în emisiuni și declară că unicul lui contracandidat este Igor Dodon, dar de acolo noi nu vedem nimic. Și în altă parte noi vedem foarte bine cum în alte cazuri acest că asta nu e presă, asta e un fel de, nu știu, un conveier de killer, dacă vreți, mediatici. Noi vedem foarte bine cum în alte cazuri, când sistemul este pus împotriva unei persoane, cum această persoană este pur și simplu distrusă mediatic. Și asta noi nu vedem în cazul lui Dodon. Ceea ce, după mine, e absolut clar că aici este o coordonare foarte, foarte eficientă. Deci, dacă îmi permiteți, eu vreau să adaug încă un argument. Nu e cazul să uităm de domnul sau tovarășul Vladimir Voronin și de faptul că domnul Voronin sau Partidul Comuniștilor a declarat că boicotează aceste alegeri. De ce? Aici trebuie să revenim în anul 2014, luna mai. Se întrunește plenara Partidului Comuniștilor. Toți membrii acestui partid primesc deci niște foi cu niște indicații, cum că semnarea acordului de asociere este deci pierderea suveranității, deci mergem la luptă, la luptă, la luptă. Pe urmă, ce se întâmplă? În interiorul Partidului Comuniștilor a avut loc un conflict. Deci, domnul Mart Căciuc, din câte s-a scris în presă, a venit cu ideea ca Partidul Comuniștilor în mod real să lupte pentru putere, dar fiind susținut de Kremlin și controlat de Kremlin. Domnul Căciuc era cunoscut prin faptul că cu vehemență se opunea deci parteneriatului politic cu Plahotniuc. Ce s-a întâmplat în interiorul Partidului Comuniștilor? Domnul Căciuc cu tinerii talibani au fost eliminați și Partidul Comuniștilor a rămas la alegeri cu un mesaj foarte așa, spălăcit și neutru. Pentru că, ajungând în Parlament, domnul Voronin a votat guvernul minoritar. Da? Pentru că domnul Voronin se ofere membri pentru platforma social-democrată, nu, lui tot i-a lăsat o bucățică, se numește fracțiune, din respect față de meritele lui, da? Pentru că domnul Plahotniuc acum să aibă o majoritate confortabilă. Și acum întrebarea este foarte simplă. Dacă domnul Voronin sau altcineva din partea Partidului Comuniștilor, cu sigla aceasta, cu Secera și Ciocanu, ar fi participat la alegeri, de la cine ar fi preluat voturi? E clar că domnul Voronin ar fi preluat de la Igor Dodon vreo 7-10% de voturi. Și în situația când domnul Dodon este candidatul dorit de domnul Plahotniuc, a ajuns la înțelegere amiabilă cu domnul Voronin, ea declară că tu boicotezi. Nu înainta pe nimeni din cei tineri ca să... Deci stai cu boicotul tău și nu lua voturile de la Dodon, deoarece Dodon este miza și speranța mea. Așa? Asta este esența înțelegerilor, așa eu presupun, între domnul Plahotniuc și tovarășul Voronin, ceea ce confirmă odată în plus că domnul Dodon este cocolit, tutelat și promovat, deoarece domnul Plahotniuc are nevoie de domnul Dodon în această funcție. Mai este și... Deci factorul Kremlinului, dar mă rog, deci deocamdată, dar foarte simplu, deci dacă deci, domnul Plahotniuc pierde de sub control instituția prezidențială, deci pe de o parte, construcția statului captiv nu este una împlinită, da? Apare un actor independent,
Pe de altă parte, acest actor independent ar putea să se implice cu platforma DA, cu PAS, cu, deci în pregătirea legilor parlamentare, deoarece acolo se va da lupta decisivă. Să fim optimiști, eu vreau să fiu optimist, da? Și deocamdată, eu repet, pentru mine cel puțin, este absolut clar că visul domnului Plahotniuc, stat captiv, este ca în turul 2 să fie anunțat Igor Dodon și Marian Lupă și noi, cetățenii acestei țări, să fim în fața alegerilor fără alegere. Iar el să deține controlul total asupra acestui stat. Și prin urmare, eu nu vreau să recurg la bocete mioritice, nu știu ce. În opinia mea, deci, după pasul curajos al lui Andrei Năstase, după deci, pasul civic, deci, situația, ecuația a devenit una simplă de tot. Maia Sandu este singurul candidat incomod pentru actuala guvernare, singurul candidat cu care putem să ne identificăm așteptările noastre de lupta cu corupția, iar ceea ce se întâmplă târgul acesta în jurul lui Marian Lupu, Igor Dodon, atacurile dure, primitive împotriva doamnei Maia Sandu, demonstrează că deci, singurul candidat care merită încrederea noastră este doamna Maia Sandu. Și aceste atacuri exact demonstrează că este pur și simplu o frică față de această candidatură, față de candidatura Maia Sandu. Asta e unica ce trebuie să demonstreze. Sunt similare atacurile pe care vin din spre PSRM, spre candidatul Cumul și spre PD, spre... Știți, am tot auzit, bine, vorbind despre faptul că Igor Dodon este un candidat al puterii, că este în buzunarul lui Plahotniuc, am și citit pe mai multe postări și articole că sunt din același centru. Eu nu cred că... Eu, în primul rând, eu nu prea bag în seamă absolut toate postările astea pur și simplu grețoase și toate minciunile, pentru că deci devine prea de tot deja. E mai bine să ne concentrăm pe ceea ce avem de spus noi și mai bine să ne concentrăm pe ceea ce trebuie promovat din partea astlaltă. Dar... vedeți că este așa o dualitate de mesaje. Dintr-o parte se spune că, mă rog, cum am spus, ăsta e contracandidatul, din altă parte este în agresiune. Și opusul e la fel. Este la fel valabil până la urmă. Dar, nu știu, nu... Cum să vă spun, există o... Vorbind de această relație și de acest mesaj, ca să ne întoarcem la mesajul lui Dodon anume, există o inconsecvență de asta care pur și simplu sare în voi tot mai mult. De ce te uiți mai aproape la ce spune și suprapui cu ce este Dodon și care este, pentru că ei absolut toți candidații au nu doar prezent, ei au și trecut și noi putem să ne uităm foarte bine cu ce s-au ocupat ei de lungul anilor. Deci asta cu siguranță nu e persoana în care trebuie lumea, alegătorii care o să meargă la vot, dacă ei speră că Igor Dodon o să-i scape de oligarhi, nu este el persoana asta. Deci asta e ceea ce trebuie să știe fiecare persoană, pentru că noi trebuie să tratăm fiecare votant cu respect. Chiar dacă și este opinia lui sinceră, noi nu putem să-l învinuim că el crede în Dodon. El e mințit în fiecare zi de o droaie de oameni plătiți din bani negri, bani murdari, bani veniți din offshore, care noi presupunem că poate este din Rusia, dar poate este chiar din miliard. Dacă îmi permiteți, un oricare Vladimir Voronin, care uneori se mai scapă cu vorba, într-o emisiune la un canal de televiziune privat a spus că aceste mijloace care veneau prin offshore-uri în Partidul Socialist sunt un fel de otcaturi impuse de Dodon companiilor cărora el le-a deschis piața rusească. De exemplu. Deci asta responsabilitatea aparține lui Vladimir Nicolaevici Voronin. Eu n-am nimic cu... Deci, dar este un lucru deci, foarte... important în opinia mea, care trebuie să-l înțelegem. Eu am fost participantul proceselor politice de la bun început, din 88, când noi am început să ieșim din tufe la primele acțiuni de protest, nu acțiuni de protest, meeting-uri autorizate, etc., etc. Și de la bun început, societatea noastră, grijuliu, a fost împărțită de politicieni conform criteriul etnolingvistic.
Deci unii capturau segmentul rusolingv, alții românofonii, la. Ce am observat noi în toamna turbulentă anului 2015 și în special în iarna 2016, când mii și mii de oameni ieșeau în piața mare din ări naționale și în diferite limbi cereau ca hoții să ajungă la pușcărie. Și erau acolo reprezentanții, cetățeni, concetățenii noștri, și din Daraclie, și de la Comrat, și de la Edine, și ucraineni, și ruși, și evrei, și moldoveni, și români, toți eram uniți prin sentimentul că ajunge, ne-au prădat pe noi, pe toți. Ce se întâmplă după aceasta? Eu înțeleg, eu într-un teren care delicat, dar atunci când la 27 martie curent, în Palatul Nicolae Sulac, cu mare tamtam se organizează sfatul țării n-am bătut, apare întrebarea, care a fost rostul? Mai mult, eu am văzut pe internet un cunoscut și îl telefonez ulterior. Zic, măi Vasile, mai departe, zic, dar cine era în sala aceea? El spune, dar erau de cei care de la noi din raion au mers pe 13 ianuarie să-l susțină pe Plahotniuc. Asta mi-a spus persoana fizică care am văzut-o în sală. Nu e vorba de asta. A fost aruncată în spațiu mediatic. Unirea. Da? Vine unirea. Cum asta întrebare e deschisă? Eu răspunsul la această întrebare nu l-am auzit din 88 până în prezent. Dar la 2 aprilie, 27 martie, 2 aprilie, la Comrat, deja este organizat marșul în apărare a statalității Republicii Moldova. Și unul care Igor Nicolae Dodonă, că acolo apare cu mesajul că piciorul jandarmului român nu va călca pe pământ moldovenesc. Și imediat a dispărut, sau cel puțin s-a vrut, iarăși revenirea la clivajele etnolingvistice, ca un segment din societatea noastră să fie speriată de mesajul că românii îi dut, așa cum a fost și în 89, și în 90, și în 92, și până în prezent, da? Și asta s-a făcut un element din campania electorală a lui Dodon. Și acum întrebarea este, dacă noi dorim cu adevărat ca țara aceasta chinuită de politicienii corupți și cinici să obțină o șansă de a face un pas spre normalitate, de care președinte noi avem nevoie? De cel care ne amenință cu veterinarizarea și nu știu ce și așa mai departe? Sau avem nevoie de un președinte care să-i consolideze pe oameni? În opinia mea personală, este foarte important faptul că în barometrul de opinie publică care a fost prezentat nu prea de mult, doamna Maia Sandu este susținută nu numai de etnicii români și moldoveni, dar și de reprezentanții diferitor etnii. Și aceasta este diferența fundamentală între doamna Maia Sandu și Igor Dodon. Doamna Maia Sandu înseamnă consolidare, conciliere, deci pași spre consolidarea statalității. Domnul Dodon înseamnă, nu vreau să exagerez, că avem Ucraina alături și așa mai departe. Dar oricum, miza este foarte mare în pofida faptului că atribuțiile președintelui la prima vedere descrise în Constituția Moldovei nu sunt ca ale lui Pinochet. Oricum, noi avem nevoie de un lider moral și doamna Maia Sandu este singurul candidat la moment care poate pretinde la această poziție de lider moral al societății noastre chinuite, amăgite și dezbinate. Suntem acum în legătură directă cu analistul politic al Fundației Jamestown, domnul Vladimir Socor. Domnule Socor, sunteți pe fir? Bună seara, stimați colegi. Domnule Socor, am o întrebare pentru dumneavoastră. Cum se vede în viziunea dumneavoastră acest plan Dodon? În ce constă, în opinia dumneavoastră, planul Dodon în aceste alegeri? Eu nu cred că există un plan Dodon. Pot să existe câteva variante din partea diferiților factori de putere. În primul rând, cu siguranță, domnul Plahotniuc are interesul să creeze impresia că dânsul are o înțelegere cu Igor Dodon. Domnul Plahotniuc până acum l-a atras Partidul Socialiștilor să crească atât cât s-a putut, dar nu până într-atâta încât să prezinte o amenințare reală la adresa puterii actuale. În măsura în care domnul Plahotniuc reușește să creeze impresia că dânsul are o înțelegere cu domnul Dodon,
în aceeași măsură va scădea credibilitatea domnului Dodon în ochii propriului său electorat. Noi nu știm dacă există o înțelegere fie înainte de primul tur, fie înainte de al doilea tur. Pur și simplu nu știm dacă există o asemenea înțelegere, nu știm dacă ea este actualmente în curs de negociere, nu știm nimic. Este una dintre cărțile pe care domnul Plahotniuc o poate juca. Pe de altă parte, domnul Plahotniuc a declarat că în anumite circunstanțe ar fi dispus să o susțină pe doamna Maia Sandu în al doilea tur. Eu cred că această declarație a domnului Plahotniuc nu are niciun fel de credibilitate și, dimpotrivă, este de fapt o încercare de a submina, de a sabota autoritatea morală a doamnei Maia Sandu. Dânsa este o personalitate complet necompromisă. Orice promisiuni din partea domnului Dodon, din partea domnului Plahotniuc, de a o susține pe Maia Sandu, dintr-o dată ridică noțiunea electoratului mai înseamnă aceleași întrebări pe care domnul Plahotniuc, în mod diversionist, vrea să le creeze și în electoratul domnului Dodon. Dar domnul Plahotniuc își permite să joace aceste cărți, deoarece are mijloacele să o facă. Ce ar însemna în turul al doilea ca domnul Plahotniuc să susțină pe un candidat, să spunem pe doamna Maia Sandu? În practică, ce ar însemna? Ar însemna ca domnul Plahotniuc să poruncească pur și simplu canalelor sale de televiziune să sprijine un candidat sau alt candidat. E evident că o susținere din partea domnului Plahotniuc acordată doamnei Maia Sandu i-ar dăuna acesteia. Nu ar ajuta o cât de puțin, iar dăuna amet din cer. Și cred că același lucru se poate spune și despre eventuală înțelegere cu domnul Dodon. Acum există și o altă problemă care, după părerea mea, este neglijată în cea mai mare parte. Nu în totalitate, dar în cea mai mare parte. Și anume, electoratul domnului Dodon. Noi nu trebuie să reducem Partidul Socialiștilor la persoana domnului Dodon. Un număr foarte mare de alegători cetățeni ai Republicii Moldova votează cu Partidul Socialiștilor. Și acestea nu sunt nici pe departe numai rusofoni. Sunt foarte mulți moldoveni printre acești susținători ai Partidului Socialiștilor. Chiar săptămâna trecută, am citit o analiză foarte bună în acest sens, de Victor Ciopanu, Ziarul Național. Domnul Ciopanu arată acolo cât de important sunt alegătorii moldoveni cu o anumită mentalitate a lor specifică, cu o psihologie specifică, aceasta care îi îndeamnă să sprijine Partidul Socialiștilor. Acestor alegători trebuie să li se adreseze opoziția anti-oligarhică în egală măsură. Nu să-i neglijeze și nu să-i abandoneze în tabăra domnului Dodon. La urma urmelor, o mare parte dintre acești alegători, la care se vrea domnul Ciopanu în Ziarul Național, sunt, prin definiție, opuși puterii oligarhice. Nu poate că au suferit cel mai mult, pentru că sunt în paturile cele mai sărace, cele mai dezavantajate de situația actuală economică din Republica Moldova. Dânșilor trebuie să li se adreseze un mesaj. Doamne Socor, da, dacă mai aveți ceva de adăugat, legătura telefonică este destul de proastă și dacă reușim să refacem legătura ca să ne auzim mai bine, vorbind despre faptul că Igor Dodon este supranumit în presă și proiectul salvator al lui Plahotniuc. De ce se numește proiectul salvator? Există și ceilalți candidați care spune că sunt din partea lui Plahotniuc. Prin ce anume este Igor Dodon proiect salvator? Ok. Chiar dacă se scrie în presă, nu mă simt obligat să împărtășesc aceeași opinie. Nu există candidat salvator pentru domnul Plahotniuc, deoarece pe măsură ce trece timpul, deci crește discrepanța între promisiunile pro-europene și realitățile sumbre moldovenești. Și, se pierde posibilitățile de a mima parcursul pro-european. Ce fel de parcurs pro-european? Când primarii din diferite localități ai Republicii Moldova, fiind șantajați prin dosare și corupți, sunt impuși să adere la acest partid. Ce fel de parcurs pro-european
când justiția moldovenească stă la cheremul unei singuri persoane. Eu n-am niciun fel de motive să-l simpatizez pe domnul Filat ca om politic, da? Dar ceea ce s-a întâmplat nu are nimic comun cu justiția. Deci, același lucru putem spune și despre alte aspecte, control asupra mass media, etc., etc. Și aici, eu repet, cu cât mai rigid este control asupra acestui stat, cu atât mai mult va crește presiunea în cazan și se va termina prost de tot. Eu așa cred. Domnul Dodon este candidatul confortabil. Aici, sigur că putem miza pe aceea că deci, dacă, de exemplu, domnul Dodon este ales președinte, ok, domnul Plăhotniuc spune europenilor, știți, eu sunt pro-european, dar iată președintele este mincurc, da? Domnul Dodon spune rușilor, eu sunt pro-rus, dar majoritatea asta parlamentară care nu e controlată de mine îmi încurcă să vă aduc Moldova de căpăstru. Și business-ul care se numește putere politică va continua. Exact. Deoarece dacă noi vorbim despre domnul Dodon ca om politic, păi bine, el cu doamna Greceanu cu adevărat, a răspuns de Ministerul Economiei. Haideți să ne uităm la situația cu Metal Feros. Haideți să ne uităm la situația cu MOL Telecom. Haideți să ne uităm la situația cu întreprinderile capital de stat, care sunt o unealtă de furt nesăbuită din banii publici de zeci de miliarde de lei. Deci, noi vorbim despre furtul miliardului. Păi, fraților, aici furtul niciodată nu s-a oprit. Au fost oarecum trecute în tăcere aceste păi episoade. Nu, pur și simplu, știți, opinia publică este mai ușor de captat cu un eveniment care este așa bright și deci s-a furat miliardul. Opa! Dar când în fiecare zi se fură câte 10 miliarde, asta e de chestie de rutină. 10 milioane, pardon. Am refăcut legătura telefonică cu domnul Socor. Domnule Socor, sunteți pe fir, ne auziți? Vă aud foarte bine. O întrebare, acum vă auzim și noi mai bine. Ca să reluăm discuția despre acest candidat Igor Dodon și despre relațiile pe care le are cu Vladimir Plahotniuc și rolul său în această campanie electorală. Ce s-ar întâmpla cu Republica Moldova în cazul în care Igor Dodon ar ajunge președinte și ce obține Vladimir Plahotniuc din toată această, să o numim, afacere? Da, întrebarea este ce s-ar întâmpla cu Republica Moldova dacă domnul Igor Dodon ar fi ales președinte în turul al doilea. Depinde, răspunsul la întrebare depinde de faptul dacă domnul Plahotniuc și domnul Dodon vor avea o înțelegere între ei. Una înțelegere secretă. Fie înaintea primului tur, fie înaintea turului al doilea, fie eventual chiar după al doilea tur. Deci există trei momente în timp în care o asemenea înțelegere poate fi încheiată între Plahotniuc și Dodon. Și posibil că negocieri sunt în curs chiar în momentul în care noi vorbim. E posibil, dar noi nu știm acest lucru. Nu știm deloc, de fapt. Domnul Plahotniuc, spuneam adineauri, are interesul să creeze impresia că dânsul se poate înțelege cu domnul Dodon. Are interesul să creeze această impresie, deoarece până acum domnul Plahotniuc a lăsat Partidul Socialiștilor, i-a permis în mod conștient să crească mult, dar nu atât de mult încât să devină o amenințare pentru puterea actuală. Deci, într-un moment cheie calculat de către domnul Plahotniuc, acesta, domnul Plahotniuc, ar putea să aibă inițiativa unei înțelegeri cu domnul Dodon. Domnul Plahotniuc dorește să creeze această impresie pentru a limita autoritatea domnului Dodon în rândul propriului electorat al Partidului Socialiștilor. Pentru că acest electorat să-l bănuiască pe domnul Dodon de înțelegere cu exponentul numărul 1 al oligarhiei. Electoratul Partidului Socialiștilor este în mare măsură, în cea mai mare măsură, un electorat antioligarhic. Am văzut acest lucru în timpul protestelor de astă iarnă. Și domnul Dodon operează cu lozinci antioligarhice. Domnule Socor, întrebarea e dacă atunci când... Nu se bucură de niciun pic de popularitate sau de apreciere în Republica Moldova sau altundeva. Domnule Socor, întrebarea aici vis-a-vis de protestele la care a participat Igor Dodon. În opinia dumneavoastră, protestele stradale pe care le-a organizat Dodon
și a fost și el în stradă și cu această, cu acest blazon antioligarh, vi se par sincere? Da, mi se par sincere în măsura în care orice acțiune a unui politician este sinceră. Politicienii, prin definiție, au nevoie de voturi. Voturile contează. Și anume, pe termen scurt, nu pe termen lung. Politicienii gândesc pe termen scurt, foarte scurt, mai ales în preajma alegerilor. Pentru politicieni contează voturile, contează lozincile cu care ei se poată mobiliza propriul său electorat. Dar Republica Moldova are o situație specifică, una care rar ori se întâlnește în alte țări. Electoratul general al Republicii Moldova este împărțit atât de profund pe felii și feliuțe, încât fiecare partid care și politician care reprezintă o anumită felie a electoratului încearcă mobilizarea maximă a acestei felii, apelând la votanții cei mai hotărâți, eventual cei mai radicali. De aceea Republica Moldova, alegerile sunt o perioadă foarte dificilă și chiar periculoasă, deoarece ele împart, divizează, scindează societatea în mod profund. Fiecare lider politic căutând să mobilizeze la maximum nucleul său dur de alegători. Același lucru l-a făcut și domnul Dodon. Și alți politicieni fac același lucru. Dar eu spuneam adineauri că este necesar să nu confundăm Partidul Socialiștilor cu personalitatea domnului Dodon. Partidul Socialiștilor are un electorat foarte mare. E imposibil să câștige cineva, orice candidat, să câștige alegeri în Republica Moldova fără a capta, fără a atrage măcar o parte din acest electorat foarte larg al Partidului Socialiștilor. Spune-mă din nou că am citit o analiză a lui Victor Ciobanu, Ziarul Național, săptămâna trecută, în care domnul Ciobanu, care apare deseori și la Jurnal TV, descrie partea moldovenească a electoratului lui Igor Dodon, descrie psihologia caracteristică acestei părți foarte largi, nerusofone, a electoratului domnului Dodon. Măcar acestei părți trebuie să îi se adreseze un mesaj atrăgător și pentru această parte. Iată de ce consider că eticheta de opoziție antioligarhică, de front antioligarhic, adoptată de Maia Sandu, Andrei Năstase și alți lideri protestatari, este eticheta cea mai potrivită. Astăzi nu se mai pot câștiga alegeri în Republica Moldova numai cu lozinci de pre Europa și democrație. Sondajele de opinie publică arată acest lucru foarte clar. Platforma antioligarhică este cea mai atrăgătoare pentru numărul maxim de alegători. Și din acest motiv, partidele mișcării protestatare, doamna Vântecu Maia Sandu și ceilalți lideri mișcării protestatare, ca Andrei Năstase, au făcut foarte bine că nu s-au limitat la lozici despre Europa și democrație, ci pun în primul plan lupta împotriva corupției și oligarhiei, care preocupă pe toți cetățenii Republicii Moldova, inclusiv electoratul Partidului Socialiștilor. Domnule Socor, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru comentariu. Seară bună să aveți! Vă mulțumesc și eu, seară bună! Numai bine! În același timp, Igor Dodon vrea să se declară sau se autodeclară în repetate rânduri ca fiind unul antioligarh, însă a votat și atunci și în Parlament, PSRM-ul a votat în funcție de conjunctură, așa cum a convenit. Și nu doar de conjunctură. Și atunci cum se explică faptul că totuși în sondaje a crescut, nu și-a erodat imaginea, dar pe de altă parte în Parlament a votat și pentru că cineva o să treacă din subordinea guvernului înapoi în subordinea Parlamentului, a votat, spre exemplu, în ritm de urgență la propunerea PD-ului codul audiovizualului și a beneficiat, a atras beneficii din asta. Și atunci când au ieșit oamenii de Ziua Independență, au ieșit la proteste, a criticat protestatarii, dar pe de altă parte se declară antioligari. Asta și este inconsecvența lui Dodon, pentru că el, cam de când noi îl vedem, cel puțin în observațiile mele, el spune una și face cu totul alta. Poți spui
În 2011, în decembrie, poți spui că n-ai să votezi pentru un candidat la președinție înaintat de alianță. În martie 2012 spui că să votezi cu acel candidat. Și asta se numește Igor Dodon. Pardon. Și așa mai departe. Când Igor Dodon o să lupte cu oligarhii? Înainte să returneze creditul la Victoria Bank? Sau după ce el întoarce toate ratele, care în 2024? Deci el are acum niște condiții la declarate de el, public și așa mai departe, niște condiții la care nimeni nu poate visa în Republica Moldova. Noi avem rata depozitelor la 12, deci omul care pune banii în bancă primește 12%, Igor Dodon plătește 8% pentru un credit. Asta e sub rata inflației, asta e sub orice. Deci noi vorbim de o mită legală de la o bancă și aici, ca să fac paranteză, era 9,59% dobândă. Asta s-a scris foarte mult, asta a recunoscut și Igor Dodon. A coborât această dobândă la 8%. Nu era 9, și era 13. Vorbit, rata medie în anul acela era 13. El a mințit în direct la o emisiune, la niște dezbateri electorale. La rata dobânzii era 13. Rata dobânzii a scăzut până la 8% din cauza că are relații foarte bune cu conducerea băncii. Dar asta și este corupție. Deci, băncii, corupție înseamnă când un politician este prieten cu cineva și primește urmare la cine știe ce servicii. Dacă domnul Dodon ar fi fost un businessman, asta ar fi fost treaba lui, ce rată a dobânzii el a negociat. Exact. Dar din momentul când el se declară politician și luptător cu oligarhie, deci asta deja cu totul altă chestie. Și asta sunt mici detalii. Că noi vorbim doar când ne uităm la informația publică și punem chestii cap la cap. Ce se întâmplă pe sub masă cu plicuri de bani sau cu cine știe ce, asta doar ei știu. Și noi vorbim de informații publică care pur și simplu nu se leagă. El are cheltuieli nedeclarate. Hai așa. Deci există cheltuielile, există venituri lui declarate și dacă doar ne folosim puțin spiritul de observație, noi vedem că la dânsul cheltuielile sunt minimum de două ori mai mari, lunare. Și asta de unde? Deci înseamnă că ceva e... Așa om, pur și simplu, nu poate... Situația arată în modul următor. Diferite segmente din societatea noastră trăiesc în spații informaționale diferite. Deci, cei care locuiesc în special la oraș, cei care au acces la internet, care au un spirit critic, care caută informație, care pun cap la cap diferite lucruri și constată unele incoerențe și deci își formulează, care citească diferite site-uri din presă, de opoziție, fie site-ul Rise MD sau nu știu ce acolo, deci această categorie de cetățeni deci își formulează niște întrebări și ajung la niște concluzii care nu convin politicienilor sau sunt în contradicție evidentă cu ceea ce declară politicieni. Ori, printre noi sunt mulți, spre regres, cetățeni care cu ușurință se lasă manipulați, în special de canalele de televiziune. Arătați-mi, vă rog, acele mijloace mass media cu acoperire națională care nu că să se concentreze asupra domnului Dodon, dar care, deci, periodic spun întrebări. Așa ceva nu a fost. Și cetățeanul de rând se uită la slogane, la drapelele roșii, la, deci iată, mie tare îmi place, intenția domnului Dodon de a lupta pentru ortodoxie. Când te uiți în sondaje, parcă mai multă lume, majoritatea, să lăsăm la o parte care procentul celor care îmblă la biserici și nu știu ce, deci se declară creștini ortodoxi. Pentru ce să lupți aici? Poate cere de la Putin un avion de bombardament și te duci în Siria să lupți, să-i aperi pe creștini. Care e problema? Dar asta este pur și simplu un instrument de manipulare electorală. Eu cred mai mult. Eu cred că iată, chestiile astea, da, ele sunt în primul rând, au o priză anumită față de public, dar am impresia că s-au strâns la o masă și s-au gândit cam ce am putea vorbi noi în campania asta ca să nu vorbim despre Plahotniuc direct. Deci vorbim despre ortodoxism, care nu, eu nu știu ce fel de acțiuni concret. Eu, cu tot respectul față de oamenii credincioși, este alegere și drept fiecăruia, absolut. Dar
ce anume un președinte poate să-i facă bine? Cum anume? Cum se întâmplă că el luptă pentru ortodoxism? Ce, el ține Biblia și nu dă la nimeni? Sau, adică asta e pur și simplu un fumigen ca să nu fie forțat să vorbească despre problemele reale. Pentru că tu ai Rusia, antiunionism, el cum o să interzic unionismul? Ce anume? El ce acum e ilegalizat cumva? Adică noi avem Constituție și gata. Eu îmi cer scuze. Deci în societatea noastră, din momentul când a fost distrusă dictatura, deci sufocantă comunistă, s-a constatat că un segment din concetățenii noștri pledează pentru unire cu România. Tot așa cum eu activez la Institutul de Politici Publici și noi în decembrie anul trecut am realizat un sondaj în zona de sud al Republicii Moldova, unde 36% din cei chestionați au declarat că ei văd viitor Republicii Moldova în componența Federației Ruse. Și este opinia și dreptul tău. Da? Deci noi putem zâmbi, putem boci, dar asta este realitate. Deci cum tu poți să lupți? Alta este că, eu iarăși repet, o tehnologie cinică de manipulare a acelui segment din populație care se lasă manipulat cu, deci, românofobia. Deci domnul Dodon nu vorbește despre faptul că noi încă nu avem un stat din cauza faptului că trupele rusești sunt prezente pe teritoriul Moldovei. Domnul Dodon i s-a scris ideea de federalizare care... Deci eu n-am nimic împotriva Federației Germane, Austriece sau chiar acelei belgiene care 589 de zile au trăit fără guvern. E cumva, berea lor oricum e mai altă decât cea moldovenească. Deci, dar atunci când tu vii cu asemenea idee primitivă, deci e clar că asta n-are nimic cu soluționarea conflictului. E vorba de manipulare a unui segment din societatea noastră și este încă un moment. Trebuie, domnul Dodon, să străduie să placă celor de la Kremlin. Cu federalizarea, cu... Deci, el luptă pentru statalitate. Dar faptul că statalitatea asta a fost distrusă de corupție, inclusiv când tu, tot cu zile de Griceanu, ați fost în guvernare, asta cum se numește? Faptul că atunci când voi ați fost la guvernare, sute de mii de oameni au plecat din țara asta, asta cum se numește? Ce-i cu mizeria asta? Dar, spre regret, eu încă o dată constat că eu nu sunt extraterestru și comunic cu foarte diferiți oameni. Deci sunt un segment care gândesc critic, care nu se lasă manipulați, dar sunt un segment care spre regret se lasă manipulați. Aici, apropo, despre rolul... faptul că se folosește apartenența religioasă a moldovenilor foarte mult în această campanie electorală și înainte de această campanie, și episcopul de Petru de Hâncești, care o susține direct pe Plahotniuc, îndemna până această iarnă lumea să nu iasă la protestele antiguvernamentale. Mai avem și episcopul Marchel, care deschis face campanie pentru Dodon și mai sunt. Deci, eu am o întrebare. Dacă tu ești statalist, da? Și ortodox. Cum privești la faptul că la Tiraspol, cum se numește acel arhiepiscopul Sava, îi binecuvântează, îi blagoslovește pe cei care sunt înrolați în trupele paramilitare ale regimului anticonstituțional, singura menire a căror este să ucide cetățenii Republicii Moldova. Creștinește. Despre asta nu vorbim. Se vorbește, mai deloc nu se vorbește despre acest. Da, și eu, ok, președintele țării, una dintre responsabilitățile lui este politica externă. Cu ce obraz președintele Dodon se va duce la București când domnul Bătrâncea rupe harta, deci așa mai departe, și cu ce obraz, dacă nu va fi declarat persoana non grata, Igor Dodon se va duce la Kiev când el susține și anexarea Crimeei și agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei? Și numește pe cetățenii sinceri teroriști. Și ce fel de statalist este Igor Dodon, care în mod deschis a susținut așa zisul referendum din 2 februarie 2014 în autonomie găgăuză? Vorbind apropo de inconsecvență, vorbeai despre faptul că Igor Dodon nu este consecvent în acțiunile sale. Ce pot spune despre alegătorii lui? Nu conștientizează că nu s-au născut ieri. El în 2011 declara că este pro-european, vorbea despre Uniunea Europeană, despre singura cale a Republicii Moldova.
ulterior vorbea despre calea rusă pro-est și așa mai departe, are mai multe ieșiri care contravin cu ceea ce declară. Lucrurile astea nu se văd și electoratul nu vede acestea, electoratul lui nu vede aceste lucruri. Eu cred că facem și o concluzie în același timp despre profilul lui Igor Dodon. Eu cred că alegătorii lui, o bună parte din alegătorii lui Igor Dodon sunt pur și simplu mințiți. Ei cred că el va lupta cu oligarhii, el nu va lupta cu oligarhii, pentru că el este cel care de fapt a promovat oligarhia. El a fost acel nod care a fost decisiv pentru ca puterea lui Plahotniuc să continue și să crească, să crească tot mai mare. El promite că îi va duce în Rusia. El nu îi va duce în Rusia, pentru că fix așa cum el câțiva ani în urmă declara că va fi va fi pentru Europa și mai departe, peste încă 2 ani el exact asta va declara, atunci când el va vedea oportunitate pentru el. Dodon nu este nici pro, nici anti-Rusie, nu este nici pro, nici anti-Europa. El este pur și simplu pro-Dodon și pro-Plahotniuc, dacă vreți. Eu cred că un vot mințit, asta e vot furat. El are de gând să-i mintă pe oamenii ăștia și să le fure voturile. Și după asta să-i folosească timp de câțiva ani. O frază despre prin demagogie prorusească. Eu n-am nimic împotrivă ca Republica Moldova să aibă relații corecte, reciproc avantajoase și respectuoase cu Federația Rusă, în special dacă Rusia își va cărăbăni trupele și ne va lăsa în pace cu oamenii de pe malul stâng. Dar uitați-vă, cifre. Malul stâng, timp de 9 luni, anul curent, 65-85% din export au fost pe piața Uniunii Europene. 14-85% din export din Transnistria, care se declară fortăreață prorusească, a fost în Rusia. Deci despre ce vorbim noi? Domnul Dodon, cu mesajele lui exploatează trecutul, exploatează pe cei nostalgici, dar anume din cauza faptului că cei care sunt corupți au compromis ideea europeană și acum prioritatea priorităților este ca doamna Maia Sandu, singurul candidat care nu poate fi șantajat și nu este corupt, să fie aleasă președinte, ca noi să-i trezim încrederea inclusiv printre cei care astăzi se lasă manipulați cu sloganele primitive de a lui Dodon. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuție. Din păcate s-a terminat și timpul pentru această emisiune. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem și mâine seara la ora expertizei. Toate bune!